Peisaje nesipoase nesfârșite, soarele arzător și absența totală a oamenilor din jur. Așa este desenat în imaginație unul dintre cele mai faimoase deșerturi din lume, Sahara. Se pare că dunele de aur au fost mereu aici, dar nu este așa. Când privești Sahara, nisipurile sale nesfârșite și dunele tăcute, vrei să știi ce se află sub milioane de tone de nisip. În acest episod vă propun să facem o călătorie în trecut și să aflăm dacă această parte a continentului african a fost întotdeauna un deșert arid și lipsit de viață. Vom afla ce se ascunde sub nisipurile Saharei și vom dezvălui și fapte incredibile despre acest loc misterios. Așa că puneți un like și să începem! Numele Sahara vine de la cuvântul arab care înseamnă deșert. În ciuda istoriei populare, deșertul Sahara nu este cel mai mare. Pe primul loc se află Antarctica. Însă, printre dunele de nisip și căldura insuportabilă, Sahara se află pe primul loc. Suprafața deșertului este mai mare de 8,5 milioane de kilometri pătrați și ocupă aproape o treime din toată Africa. Acest deșert este situat pe teritoriul a 10 țări africane și este spălat de Oceanul Atlantic, Marea Roșie și Mediterana. În fiecare an, Sahara cucerește tot mai mult spațiu și se extinde spre sud, avansând cu 5-10 km anual. Cel mai probabil pentru multe persoane, deșertul se asociază cu dunele înalte de nisip, cactus și lipsa completă a vegetației și a animalelor. Însă, nisipurile ocupă doar 20% din întregul teritoriu, iar principalul peisaj este alcătuit din suprafețe stâncoase. Deși regiunea nu este bogată în animale, acolo locuiesc aproximativ 4.000 de specii, printre care se numără mamiferele precum hamsteri, antilopele, șacalii, pisicile, mangustele și multe altele. Majoritatea acestor locuitori au un stil de viață nocturn, iar ziua se ascunde soarele arzător în adăposturile sale. Totul din cauza că temperatura deșertului este predispusă la schimbări bruște. Temperatura medie a aerului atinge 35 de grade, dar soarele încălzește nisipul de două ori mai tare. Cea mai mare temperatură înregistrată este de aproape 58 de grade Celsius, iar noaptea pustiul se răcește la fel de repede pe cât se încălzește. De aceea noaptea temperatura scade până la 0 grade. De asemenea, în zona podișului montan apar înghețuri deoarece temperatura scade până la minus 18 grade. Plouă extrem de rar, de exemplu în partea centrală a Saharei o dată la câțiva ani, de aceea clima este uscată și caldă. În medie, acolo cad aproximativ 75 de mm de precipitații. Este uimitor, dar în Sahara a nins în anul 1879 și în 2012 și s-a topit instantaneu. În ciuda are edității regionale, în Sahara există lacuri permanente, de exemplu grupul de lacuri Ouneanga. Singurul râu care curge prin hotarele deșertului este Nilul. Cu siguranță putem spune că clima în Sahara nu este una favorabilă pentru floră, însă oamenii de știință au numărat în deșert mai mult decât 30 de specii de plante endemice, printre care este ficusul, cactusii, palmierul curmal, salcâmul. Schimbul brusc al temperaturii este destructiv chiar și pentru stânciile care din cauza influenței solare crapă și se transformă în nisip. În așa fel, pustiul devine cu un strat mai gros de nisip. Dunele de nisip din Sahara pot ajunge la 200 de metri în lungime, ceea ce este comparabil cu înălțimea unui bloc cu 7-10 etaje. Sub influența vântului, boabele de nisip încep să vibreze și să scoată sunete contopindu-se într-o melodie capricioasă. În deșertul Saharei se află o zonă neobișnuită unde dunele nu constau din boabe simple de nisip, ci din bucăți mari de sticlă transparentă. Se crede că în aceste locuri, milioane de ani în urmă, pe pământ au căzut meteoriți mari care au fost însoțiți de o cantitate mare de energie termică. Se știe că sticla deșertului în antichitate era folosită în realizarea bijuteriilor. De exemplu, baveta făcută din acest material a fost găsită pe mormântul faraonului Tutanhamon. Vrei să studiezi mai detaliat lumea animală și cea acvatică, să vezi ce trebuie să faci pentru a supraviețui și care este cel mai puternic animal din lume? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul este în descriere. Mirajele sunt alt fapt interesant din deșertul Sahara. Câți oameni rătăciți prin deșert au văzut oaze cu apă și palmieri, crezând că se află la câțiva metri distanță de ei. Mirajul este un fenomen optic produs prin refracția treptată a luminii în straturi de aer cu densități diferite, din cauza căruia, mai ales în deșert sau pe mare, apar la orizont imagini răsturnate ale unor părți din natură, ale unor obiecte îndepărtate, ca și cum s-ar reflecta într-o apă. Au fost create hărțile locurilor în care le puteți vedea.
Spre deosebire de realitate este că, împreună cu imaginea invizibilă, obiectul poate fi văzut reflectat în atmosferă. Principalul miracol al Saharei și unul dintre principalele mistere ale planetei se află în Mauritania și este numit Richat. Aceasta este o structură inelară cu un diametru de 50 de kilometri și o vechime de câteva sute de milioane de ani. O perioadă lungă de timp, ochiul deșertului a servit drept ghid pentru astronauți, deoarece este perfect vizibil de pe orbită și acesta era singurul reper clar al deșertului. Există mai multe ipoteze care explică acest fenomen. Conform uneia dintre ele, inelul a apărut în urma unei eroziuni. Punctul cel mai înalt din Sahara este vârful Emikusi, care se înalță cu 3,4 km deasupra nivelului mării. Pe teritoriul deșertului se află zăcăminte bogate de gaze și petrol. În Sahara, din cauza vânturilor de sud, se creează furtuni de nisip care apoi distrug țările vecine și acoperă orașele cu nisip timp de câteva zile. În ciuda condițiilor dure, pe teritoriul Saharei locuiesc aproximativ 2 milioane de oameni, în special berberii și tuaregii. În timpurile medievale, prin deșert mergeau caravanele comerciale, dintre care cea mai mare era formată din aproape 12.000 de cămile. Pentru a dezvălui cele mai importante secrete, ar trebui să pătrundem în inima deșertului. Sub dunele Saharei se află o mulțime de comori. Pe suprafața deșertului este foarte puțină apă, însă din cauza precipitațiilor reduse, sub nisipuri există piscini subterane cu apă. Datorită acestor bazine, în Sahara pot fi găsite oazisurile, zonele bogate în vegetație. Majoritatea oazelor apar în acele locuri în care apa din râurile subacvatice ies la suprafață. Unele țări situate în zonele de apă subterană se ocupă cu dobândirea acestui lichid prețios. Cele mai bogate în această plantă este partea de nord-est a deșertului, unde se află Sudanul, Ciad, Egiptul și Libia. Acviferul din Libia este mult mai extins. Apa subterană aici este extrasă încă din anii 70, iar în 1983 au început lucrările asupra proiectului imens care se ocupa cu livrarea apei potabile în cele mai deshidratate puncte din Libia. Alimentarea regulată cu apă pentru toate marile orașe din țară a fost îmbunătățită în anul 1996. Acest sistem grozav numit Marele Râu făcut de om zilnic livrează 6,5 milioane de metri cubi de apă potabilă. În anul 2008, ea a intrat în Carta Recordurilor Guinness ca fiind cel mai mare proiect relațional din lume. Marele Râu făcut de om este format din 300 de fântâni cu adâncime de 500 de metri și din numeroase instalații sanitare și rezervoare. Și toate acestea ar fi fost imposibil fără acviferul aflat sub nisipurile din Sahara. Merită de remarcat faptul că acest deșert este mult mai generos cu locuitorii săi decât poate părea la prima vedere. Dar de fapt Sahara nu a fost întotdeauna la fel precum o cunoaștem astăzi. Este greu de crezut, dar chiar și acum 6.000 de ani în urmă, pe locul Saharei exista o pădure verde cu vegetație bogată, pajiști largi înierbate și lacuri curate. Au fost multe așezări de oameni care cultivau pământul și creșteau animale. Mai era și un râu imens, Tamanrasset, care se vărsa în Oceanul Atlantic. El a fost descoperit în 2015, folosind imagini din satelit 3D. De asemenea, au găsit marginile lacului Ciad, care în antichitate era mult mai lat și mai adânc decât este acum și era considerat cel mai mare de pe planetă. Oamenii de știință au diferite teorii cu privire la motivul pentru care regiunea verde s-a transformat într-un deșert arid. Unii dau vina pe animale care au consumat atât de multe plante încât nu au avut timp să crească și să reflecte lumina soarelui și prin urmare soarele a început să ardă pământul și vegetația rămasă. Alții dimpotrivă susțin că pășunatul și transhumanța au prelungit viața Saharei cu 500 de ani. Alții sunt siguri că de vină este axa pământului care își schimbă înclinația la fiecare 20.000 de ani. Dar dacă săpăm și mai adânc în istoria planetei, vom afla că Oceanul Tethys a fost situat pe locul Saharei în epoca mezozoică. Acolo au notat uriași progenitori de balene, pești, șerpi, țestoase, iar pe țărmuri au fost găsiți dinozauri. Dar când continentele s-au separat, oceanul a dispărut. Deja în secolul nostru, oamenii de știință au descoperit rămășițele fosilizate ale unor monștri antici în mijlocul deșertului. Unul dintre cei mai mari dinozauri din lume a fost găsit chiar acolo. Acum acest loc se numește Valea Balenelor. Pustiul a atras mereu atenția exploratorilor și turiștilor. Aceste zone naturale unice ne sperie cu misterul lor. Abia acum, datorită tehnologiei moderne, începem să aflăm secretele Saharei.
Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Vă garantez că următorul videoclip va fi și mai interesant, așa că puteți da click acum pe butonul de subscribe fără nicio grijă. Iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și un comentariu. Doar cu ajutorul vostru, mai multe persoane vor putea afla despre canalul nostru. Pe curând!